eu, de fapt, nu dormeam. Vreau să-i fac un prank mamei, cu ajutorul lui tati. Salut! Și ce idee ai? Astăzi o voi scoate pe mama de sărite. Voi face opusul la ce mi-a zis ea. Și ce-mi va zice? Adică acum nu te vei trezi? Vei dormi toată ziua? Nu, tati, ar fi prea simplu. Mi-a zis să fac curat, să-mi aranjez patul, să mă spăl. Dar deocamdată mai aștept să mai vină încă o dată. Să-i dăm drumul atunci. Eu te voi susține. Ascunde-te în dressing. Bine. Mara, tu chiar nu auzi? Scoală-te! Și micul dejun ți-l faci singură. L-ai ratat pe cel al familiei. Stai că tu unde a plecat? Parcă te filma. Ce proiect mai aveți de data asta? Măcar să te trezească. Mara, nu auzi? Să-mi fac micul dejun singură, s-o creadă ea, o să mi-l facă ea, doar fac opusul. Și voi face numai trăsnăi. Așa, mai întâi, hai să-mi dezordonez patul. Asta ai vrut să faci? Acum să fac curățenie. Na 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 na. Așa. Na 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 na. Mara. Deci e râs cu mine, nu? Nu. Prank, prank. Ce-o mine de sim? Și ce m-a mai zis? Să mă spăl, lasă că-i arăt eu cum mă spăl. Și să ne spălăm pe față. De fapt, opusul spălatului pe față. Așa, perfect. Așa. Să nu credeți că o să mă machiez frumos. Sprincenele. Dar nu pot să mă machiez urât. Nu pot. Și acum finalul. 1, 2, 1, 2, 3. Prank. Arăt super bine. Ce ai putut să faci aici? Mara, tu astăzi chiar îți bați joc de mine? Și ce-i pe fața ta? Joci vreo piesă de teatru cu indieni? Nu îmi exprim personalitatea, sunt preadolescentă. Pe bune, preadolescentă? Așa? Ce e asta? Adolescenții nu sar în pat! Dă-te jos! Mara! Trebuie și te schimbă, nu sta toată ziua în pijamale. Și apropo, aranjează-ți dressing-ul ăla. Arată ca naiba. Nu mai zic ce e aici. Cum poți să trăiești așa? Am făcut teme. Acum de dimineață ai făcut teme? Da, am făcut teme. Ce? Păi nu mi-am dat la școală. Și fă liniște. Am consiliu profesoral. Trebuie să predăm situația la învățătură pe semestrul 1. Așa că să n-aud musca. Repede, curățenie, dressing, spală-te și fă-ți micul dejun. Eu vorbesc serios. Piaptă-ne-te, nu vezi în ce hal arăți? Schimbă-te, nu sta toată ziua în pijamale. Acum o să-mi placă. A plecat? Cred că da, stai să văd. A plecat, hai. Oh my god, ce e? A dorit să fac pe serie, dar să curez nu-mi place deloc. Mara, hai, nu strângi? Acum stai să-mi fac părucurile. Ce s-o strâng, tati? Nu, cum s-o strâng? A zis să mă pieptăn? De obicei te piepteni așa, nu? Acum eu voi face așa. Așa, invers. Nu prea e prea întâlcit, așa că voi face așa. Am o idee. Un puf de păr, mi-l prind uite aici și voi fi unicornul întunericului. Să zicem că da, unde e cuțitul? Cum stă? Așa de bine. Mami, am terminat! Eu să mă ascund. Ți-am zis că sunt în consiliu. Hei, unde ești? Ce-ai terminat de dezastru aici? Ți-am zis că am consiliu online.
Tu ce cauți aici? Ești de acord cu ceea ce face? Asta este gluma voastră pentru astăzi? Vă rog, reveniți-vă! Tati, ai mai multă minte decât ea! Mara, ce e asta? Și dressing-ul, de ce nu e aranjat? Tu, de ce nu e schimbată? Vino și mănâncă! Hei, ce e asta? Mara! Nu vreau să fac curat. Trebuie! Orice copil trebuie să știe să facă curățenie. Suflet! Ești urâtă! Nu vreau să mănânci! N-ai cum să stai moartă de foame până la ora asta. Hai, treci și fă-ți micul dejun și rezolvi după toată treaba asta. Să mă schimb? Lasă că-i arăt eu ei. Nici măcar n-am cu ce să mă îmbrac. Dar ți-a greșit cu ceva, mama, de te comporți așa? Da, nu vezi că mă trezește de dimineață? E normal, Mara. Dar eu nu vreau, eu vreau să mă trezesc la două. N-am nimic, cu ce să mă îmbrac? Caută și vei găsi. Nu, nu, nu vine nimica. Plecați! Pri! De ce ești machiata, Saul? Sunt un unicorn cel întunecat și sunt gata. Mă duc să zic mamei că n-am cu ce să mă îmbrac și să fac gălăgire. Ce mă interesează pe mine dacă are consiliul profesoral? Doar mi-a zis să-mi fac micul dejun, nu? 1, 2, 3, 6. Ce lasă de pe muncă! Mara, tu n-a auzit liniște! Mama, n-am cu ce să mă îmbrac! Mara, ți-am zis că sunt în ședință. În curând trebuie să iau cuvântul. Pleacă de aici, rămâi în pijamale, nu mă lasă-mă. Fă liniște! Ce cauți în capul meu? Filmez cum ar auzi din viața mea. Din viața ta? Da. Pardon, din viața ei. Cum e Mara? Super. Te obri. Aole, Raman, astăzi v-ați găsit. V-am spus că am consiliu. Plecați, vă rog, filmați viața voastră în altă cameră. Nu aici cu mine. Haideți, cred că fetele. Pot să pun camera pe pauză și să microfonul mergem. La fel. Hai, fugiți! Fetelor! Vai de capul meu! Haide, haide! În curând ajung la clasa mea și trebuie să dau raportul. Plecați de aici, vă rog, mă faceți de râs! Doamne, păi chiar n-aveți de Mara, tu ai mâncat ceva azi? Mă duc acum! Dar înainte vreau să fac un dans la Maxim! Hei, oamenii ăștia sunt prezenți aici! Și pe mine ce mă interesează că are consiliul profesoral? Da. Minecraft. Nu, nu-mi trebuie Minecraft, trebuie să audă ceva, nu? Măi, tati, termină cu prostiile. Dacă tot faci o zi din viața ei, du-te și fă-i un wow în viața ei, că n-am mâncat nimic de dimineață. Bine. Hai, Valea de aici, uite, am treabă. Vedem. Da. Brimuța. Ce faci? Nu găsesc. Deci nu găsesc discul. Fără notez că du-te la purtare. Da, nu găsesc pe nimic. Nu e posibil așa ceva, mă. Le pot bine, tati, că nu vreau să-l stric. Da. Și da, să-mi, ha! Hei, tati, tu de ce nu le zici nimic? Eu nu mă bag, sunt doar cameraman astăzi. Nu-i posibil așa ceva! Cred că plec la școală, la consiliu. Mă duc în altă cameră, să nu veniți după mine. Fetelor, hai lăsat jocul. Gata. Nu mai avem, păi normal. Gata. Am uite. Să facem un concert cu chestii de bucătărie. Așa, hai să ne uităm. Nu să așa. Cu ele voi face eu. Cineva va da cu polonic, cu un tigaj. Aici trebuie să fie. Le-ai găsit. Hai bine, acum tu să fac chestii. Așa se aude super. Oh, da, hai Mara. Iar să vă arăt. Ia asta, nu! Nu! Deveni suspect de ce ai. Faci așa. Da? Uite, așa fac eu. Eu! Și tu, Briana, ții asta și faci așa. Da? Da? Și gata, sunteți pregătite. Da. Hai. Dacă vrei să fim copii exemplari, trebuie să-mi faci micul dejun. Fetele au mâncat, puteai veni și tu. Da, da, da.
se pare absurd. Mara, ce va face de spatora asta? Hei, voi să ne jucăm de spadasini, ești rău. Gata, gălăgia. În sfârșit m-a zis și pe mine. Am reușit să luăm ustensilele de bucătărie de la ele. Consiliu! Mamă, meu! Ce cauți pe jos, Mara? Doamne, sper că n-ai activat un microfon. Hai să-ți faci un ou. Știi să faci un ou? Nu vreau, știu, dar nu vreau. Mara, trebuie să faci un ou, pentru că trebuie să mai găsești motive să o enervezi pe mami. Știu eu că ai idei foarte bune. Da. Te o ajut? Da, cum să nu. Nu vreau ou, e bine. Vreau o salată de fructe. Eu vreau foarte mult ou, așa că o să-mi fac. Vreau să fac niște ouri Kinder. Ouă? Briana, ouă Kinder vrei să-ți faci? Da, că am văzut pe la Oato Tigău, dacă pun niște ciocolată spre abăgă, spre eu ciocolată. Unde te duci, Teo? Să-mi iau ouă. Dar vreau ouă cu ciocolată. Hai să luăm. Uite aceste ouăle. Hai. Ce-ai găsit, Brișita? Ouă cu ciocolată? Da. Haideți, eu am luat ouă. Hai. Iau o portocală, o tai și pun sare în loc de zahăr. Să-i dau și portocale cu sare. O să fac un ou și miel, o să pun foarte mult piper și sare. Nu, Teo, că nu mă mai place piperul. A, da, știu ce vrei pun. Pătrunjel. Ce pătrunjel îi place? Nu mai zice nu-ți place ție. Gata, știu, mărar. Ce ăla îi place? Cimbru. Cimbru, da. Un ou? Da. Eu fac o ciocolată. Wow. Ciocolată cu sare. Cu sare? Ce faci? Teo, ce faci? Știți ce vreau? Vreau să scot umplutura și să pun sare cu ce? Stai să iau castrula. Ce faci, mă? De ideea mea. Aici. Poftim un castrat. Așa. Punem toată sarea, adică nu de tot, doar puțin asta. Eu voi tăia o portocală și pun sare în ea și o să facem gen că îmi cer scuze, că nu știu ce, că de-astea, știi? Teo, ți-e ție? Uitați! Hai că Teo reușește! Uitați se face! Parcă e... Am tăcut! Poate mult, că mi-a spart! Eu am zis sare! Da! Eu acum o să o chem pe mami și o să-i zic să fac unul și o să-i dau pe acesta gol! Bravo, te o idee super. Uite, chiar tati, avem gândaci falși? Nu, eu vreau altfel. Vreau să pun cimbru cu sare în el. Eu sunt gata. Acum o să-l șterg un pic. E gata, ouă-l arată întreg. Teo, ce mai faci? Hai să punem la cuptor. Gata. Este mult prea ușor. Mai pune-i sare. Bine, bine. Chiar că este prea ușor. O să mi-i pun niște sare. La foc. S-au topit? S-au topit. Eu am înțeles ce vrea vrei. Da, da, da. Prancul ăla, știi? Da. Luăm o cană. O să punem ceva în ea, apă ceva. Dar trebuie să pui frișcă pe deasupra ca să-mi pară că-i întoarsă, știi? Sucul ăsta îl punem înăuntru. Punem ciocolată înăuntru. Să pun și eu sare. Când se termină moale, după aia punem ciocolată înăuntru. Și punem sugul. Gata, am terminat, ia uitați. E aproape plin. Și e foarte greu acum. Eu vreau să se topească ciocolata. Și mai punem cană. Gata, s-a topit ciocolata. Poftim, Bri. Ciocolata topită. Ce-i la gura ta? Și acum ce facem cu ea? Știi că a fost ciocolata topită. Și e cu sare. E ciocolata sărată. Dar ciocolata sărată e bună. Vom pune piper. Uu, dar care? Uite, punem aici. Ciocolata cu sare e bună? Să vină mami! Te să amestec un pic să nu se vadă. Mami! Hei, iar gălăgie! Ați făcut micul dejun? Asta sunt pentru tine, mami, să-mi cer scuze. Mi-ai pregătit o gustărică, mulțumesc, Mara! Să speli fața aia. Fugi de aici.
calele! Of! Micul Dejun, cum merge? Aici ce mi-ai pus? Nimic? Bă. Are granule. Și e iute. E sărată și iute. Dar e bună. Cu un cronțone. Iute, am pus eu sare. Mie îmi place ciocolata sărată. Portocala sărată nu, dar ciocolata sărată merge. E bun. Mm. Vai de ouă, nu, ouăl nu se mănâncă crud dacă are salmonela. Oul trebuie preparat termic. Mami, păi atunci fă-mi-l pe ăsta. Ți-l fac eu? Da. Bine, stai să scot tigaia. Mara, tu când îți faci ou? Ție chiar nu-ți fac pentru că trebuie să te înveți minte să vii când trebuie la micul dejun. S-a încins tigaia, dă-mi oul, Teo. M-am tăiat ce-i cu oul ăsta. Vai, asta e o glumă sau ce? Copii, Mara, treci, curăță și tigaia și fă-ți oul. Nu! Tam, 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 tam. E bun oul curând. Gata cu gluma, m-am săturat. Ce e asta? Mi-au telefonul, mă duc în cameră, stai, nu mai veni. Ei, da, nicio mami, gata, ajunge, ajunge. Nu, mami. Și tu pleacă aici cu camera ta. A fost un prank. Prank? Ăsta-i prank? Fac tot ceea ce îmi spui pe dos, de asta tata tot filma. O, mă, gă, și eu am căzut în plasa voastră. Da. Iar acum, mami, la curățenie, la spălat, la făcut mâncare, eu chiar vorbesc serios, fără pe dos. Stau în pat, îmi văd de telefonul meu, iar voi la treabă, pentru că voi ați făcut dezastru cu filmulețul vostru, facem totul pe dos. Să facă tata curat, doar el m-a filmat. Da, ia să postăm noi ceva pe TikTok. Sperăm că v-a plăcut prank-ul nostru. Dacă v-a plăcut cum mi-au tras mie țeapă, dați un mare like și avertizați-vă prietenii și părinții ce v-ași vrei, care au copii de seama mare, să se aștepte la așa ceva. Like! Dacă vreți să facem prank-uri și altor membrii ai familiei, scrieți-ne în comentarii, abonați-vă, dați un like și apăsați neapărat pe clopoțel ca să fiți la curent cu fiecare clip nou. Și neapărat să adunăm la acest video 50.000 de like-uri dacă vreți următoarea parte. Prank-ul merge conform planului. Oh, nu! O să fie excelent! Salut! Salut! Și bine ați venit la noi la prânz. Aici astăzi avem pește prăjit cu mămăliguță și cu usturoi. Da, te mai face usturoi. Mai fac o... Briana îi dau așa cu mâna ca să simt oasele pentru că e mică. E bun, Bri? Iar eu fac... Sangulul se cheamă, sunt din China, pentru că am văzut pe net. De fapt, eu pun zahăr într-o cratiță cu apă, apoi îmi trebuie și un castron cu apă rece și gheață ca să le bag, ca să se întărească. O să vedeți ce fac. De fapt, ce vrei să faci? Fructe în caramel. Așa, prima oară punem zahărul. Acum apa. Și nu trebuie mișcat, doar de când îl mai mut așa. Dar de ce? Așa e rețeta? Mm-hmm. Și am mai portocale, o căpșună, pentru că atât a mai rămas. Strugur și mere. Gata, acum apă rece. Avem și gheața. Ce-ai pus aici pe calorifer? Nu iau fetele, de ce am tăiat eu. Și amestecăm un pic. S-a prins. Okay. Așa arată momentan, aproape gata. Wow, ce bine arată, bravo, Mara. Să văd atâta. Acum. Așa se fac merele caramelizate. În scurt timp vă arătăm. Mm-hmm. Dar nu așa, Mara, încearcă direct cu un fruct. E tare? Mm-mm. Deci mai trebuie să fiarbă. Eu zic că e gata. Aoleu! Am pus zahăr mult în fost și s-a făcut tare. Aoleu! Ta-da! Mami, ai avut dreptate. Ce e asta aici? Dar ce-am făcut? De ce am umplit focul? Dar nu știu. Tu mi l-ai umplit. Pune puțină apă.
Hai, Mara, hai, hai. Gata, gata, atât, atât. Hai, repede, cu cutia de foc. Ia să vedem. Cum e? Da. La voastră. De ce? Că m-a spus mai pun zahăr. Nu, e trebuie să nu mai pui zahăr, trebuie doar să aștepți. Nu iese. Mai trebuie cu zahăr. Fetele, ce fac aici? Am întins foaiele, cu. Foaiele de gândit aici, lângă. Vlogul acesta, mamă, nu este despre gândit, nu? O vedea. Dăm, iarăși prea multă apă acum. Nu mai fi supărată. Zahăr. Am încercat 3 fructe. Și uitați cum l-a devenit. Iarăși, lichid. Tot lichid trebuie să fie, dar trebuie să se lipească un pic de fructe. Ce? Nu mai pui, gata, îți schimb dacă iese. Trebuie să șterg 5 minute. Hai, mami, hai! Căpșunica! Wow, abia aștept să văd cum ies. Mara, până la urmă, mami-i baza. Cât de bine arată, nu vine să cred. Eu vreau să văd căpșunica. Ți-o dă, mami, ai răbdare. Ia să vedem. Este foarte fierbinte. Am făcut multe. A, da? Da. Acum te ridică tata. Ok. Hai întâi să vedem dacă reușim să se prindă de ele. Și pe urmă mai facem. Da, se prinde. Da? Da, normal. Tati, uite ce am găsit eu în cameră. Iar. A ascuns după piante acolo, peste tot a ascuns. Bri. Am o idee, dacă le scoatem la rece se vor întări. Și vor fi bune. Da. Crezi? Ia la mână. S-a lipit toată. Căpșunica lipicioasă. Mami, dar eu am o idee. Vreau să schimbăm lucrul. Îi schimbăm lucrul, mami? Da, dar nu știu ce vrei să faci. Nu putem, pentru că nu am voie să ies din casa, să mă duc la coafor, la make-up. Facem noi un challenge cu ajutorul Marei. Te facem în diferite culori, ce părere? Mara, spune-ne tu mai departe. Cu ce culori să-i vopsim părul mamei? Scrieți-ne în comentarii! Dar eu vreau cu rosu să vopsim. Eu vreau cu verde. Eu vreau cu roșu. Nu, eu am zis prima. Vedem imediat. Voi ați scris în comentarii, roșu sau verde? Între timp mă duc să mă schimb până vă hotărâți voi. În ceva mai de casă. Pentru că o să mă murdăresc. Adică tu chiar ai de gând să vopsim pe mami? Da, normal. Sunt gata, hai, v-ați hotărât? Rosu sau verde? Eu aș vrea cu ambele, pentru că vreau să vedem cum arată. O parte roșie, o parte verde. Eu vreau cu rosu și cu verde. Culoarea toate! Câte voturi pentru rosu și câte voturi pentru verde! Sunt egale! Aproape, Mara! Așa că... Să-i facem o farsă, mami! Eu nu o să știe că o vopsim cu ambele! Și cu rosu? Și cu verde! Dar ea va crede că o facem așa! Da! Culoarea e naturală! Îi vom spune că doar acoperă firele albe! Fetelor, dar vă va crede, mami? Păi dacă va vedea cutia... Păi să vă văd în acțiune! O să-i zicem... Hai. Uite... Avem aici culoarea. Așa. O să ne prefacem că o luăm de ei. După aia repede o schimbăm și o turnăm în cap. Mami! Da, tati? Astăzi te vei simți ca o regină. Și cum te-ai gândit asta? Mă vopsești tu? Mă faci șatenă? Aici spune șaten deschis, dar din imagine pare închis. Seamănă, nu? Cu culoarea. Da, mami, da. Uite, acoperă firele albe. Hai. Ia să văd. Să nu mă mințiți, să mă asigur eu că aici totul e în regulă. Cum să te mințim, mami? M-oi trezi cu acoarele în cap la sfârșitul vopsirii. Uită-te bine, mami. Uite ce mai e. Ai balsam. Ți-am dat tratamentul. Asta e culoarea. Uite ce mai e. Trebuie să te regulă. Mami, hai. Puneți-le la un loc să nu pierdeți nimic. Unde trebuie să mergem cu mami? Jos, în baie sau aici? Aici. Am o surpriză pentru tine, mami. Ia, închid. Hai, mami, hai! Ce surpriză! Hai, mi-arăți? Nu, hai că mă duc să mă pierd înainte, nu? Da. Oh, uite, aici, pe. Puneți asta bine. Hai, fugi, mami, fugi! Mă duc jos să mă pierd, pentru că aranjați voi aici, căutați un prosop închis să nu se îmbudărească de maroul acela. Bine, da? bine. Mă duc să mă pierd în jos.
Mateu, unde-i pusă? Uite-le, ascunde-le. Hai, ascunde-le. Aici. Puneți-le aici. Așa, să nu știe de ele. Eu zic să punem un prosop ceva peste, uite. Ca să nu le vadă, dacă deschide așa un pic, ca să vadă ce mai e pe acolo. Și nici nu o să le ia pentru că e alb. Fetelor, dar prosop de culoare închisă, unde le găsim? Nu știu. La tine, Andresi. Asta? Ia, ia. Așa. Gata, mergi cu el. Un scaun. Hai pe ăla. Punem un prosop pe ăla. Hai, și vino. Hai, Mara. Hai, repede. Aici am prosop. Am pregătit totul. Mai. Să nu ne dai de gol. Da? Să nu dai eu prosop. O să fie super. O să îl și decolorăm. Cum e, mami? Au venit și fetele. Da, dar am ghiutanat. Am găsit și peria mea închisă la culoare ca să nu strice cu pupseaua închisă. Oare vor știe să ia șuviță cu șuviță, să nu-mi rămână pete de altă culoare sau ceva de genul ăsta? Lasă, mami, ne descurcă, facem acolo un smog de păr și îl umplem cu vopsea. Facem așa. Așa credeți voi că se vopsește? Nu. Glumește, mami, glumește. Ați mai vopsit vreodată? Da! Da! Pe cine? Fiecare zi, mami! Pe cine, mami? Păpușile, mami! Da, le-a vopsit cu carioca. Sper că nu și pe mine tot cu carioca. Nu, mami, cu vopsea. Știu, fetele. Ai încredere în ele. Hai să mergem! Am emoții, dar sper să se rezolve la stilist dacă o dau în bară ele. Ma, bravo! Hai, Teo! Prancul merge conform planului. Ați zis ceva? Da, totul merge conform planului. Care plan? Să te vopsim. Ah, ok. I-a prins părul ca să nu-l bagă în vopsea. Hai. Hai, mami, hai, curaj. Și prosop pentru umerii mei? Asta. Gata. Abia aștept și eu să văd, mami, ce să iasă. Cum începeți? Păi, mai întâi facem așa. Hai, cum lasă-te pe spate. Păi, Mara, stai. Prosopul ăsta e cam mare. Adu-mi un mic. Stai. Asta e bun? Așa o să-i zicem. Da, Mara, bună idee. O să o păcălim. Și o să-i alegem unul mic. Asta o să-l dăm, să facem așa. Asta e bun? Așa o să-i zicem. Haideți. Asta e bun? E perfect, Mara. Ca să-i pun pe un număr. Poftim față. Vă țineți de șotii, sper că doar atât. Da, mami, da. Stai fără nicio grijă. Unde e vopseaua? E acolo, pe ghiuvetă. Mami, nu te mișca, să nu ți se deranjeze părul. Bravo, Bri. Ce s-a auzit? Ți-a zis să nu te miști. Fetele, mai bine haideți că vă ajut eu. Hai, Teo. Rămâi un pic singurică. Revenim în scurt timp. Haideți, cât vă ia să amestecați două tuburi sau nu știți cum se face cu vopseaua de păr. Rezolvăm acum, mami. Lasă că fac eu, ține. Aici. Oi. E tot tubul ăsta. Tot? Tot. Când e gata? Imediat e gata. Pot eu să amestec? Nu, eu vreau. Amestecă te eu și după aia și tu, Mara. Hai și Mara. Da, eu. Și după aia și Bri, da. Acum Bri. Bravo, Bri. Bine, hai cu mâna mea, da? Așa, bravo. Încet unul pe lângă. Și e gata. Haideți cu ei. Gata. Gata. Iar eu, priviți ce poziție bună am găsit pentru vopsit. Da. Să înceapă transformarea. Încep eu, mami. Ok. Aveți grijă să nu murdăriți urechile. E bine, mami? E bine, da. Și Teo te ajută, mami. Se iau puțin și se dă de la rădăcină în jos toată șuvița. Mami, e bine? E bine. Așa, bine, bravo. Pare că am deschis-o vopseaua aia. E bună, mami, acționează pe păr. Și oricum urmează și a doua etapă.
Bri! Așa, cu mâna, bravo, Mara! Bine, dacă ai mănunci, sper să nu mă faceți dalmațian. Parcă e o păpună. Teodora îți face. Mami, mai e un pic și am gata. E aproape gata, mami. Mami, până la urmă, baza e tot la mine. Mă cam ustură, tati. M-a stras de păr. Bine, bine. Hai că se decolorează. Ce? Am vrut să zic că se vopsește. M-ai speriat. Nu mă pricep atât de bine. Mami, ești aproape gata. Fetele au fost de mare nădejde. Eu, efectiv, aproape că n-am făcut nimic. Revenim când e gata. Tati! M-a strigat? Da. Tati, n-am mai trecut timpul ăla, că nu mai am răbdare. Mamă, încă ești neagră, dar cred că mai mult de atât nici nu se mai face. Mami, cred că e gata. Hai, clătește-mă. Abia aștept. Mama. Da, tati. Să nu ne bați. De ce? Ce mi-ați făcut? Nu e maro? Ba da, ba da. Nu, mami, dar culoarea acum urmează. Oh, nu. Oh, no, 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 no. Vrea să decolora cum trebuie. Lăsați că puneți culoarea și iese bine. Da. Pregătim culoarea. Acum hai să te pieptănăm. Împarte în două mari. Da, da, ca să iasă egal, frumos. Deja e gata. Avem culorile, mami, gata. Culorile? Culoarea, culoarea. Culoarea, mami, pardon. Și începem. E perfectă culoarea, bravo. Aceeași culoare. E culoarea părului tău, mami. Bine. Perfect. Gata, fetelor. Uite, mami, te ajut și eu. Ok, tati, hai. Că nu mai am răbdare, am așteptat atâta. Abia aștept să văd schimbarea de look. Bravo! Acum o să fie excelent! Cel mai frumos! Și cel mai frumos, ai auzit ce a zis Teo? Da! Arăți bine, mami! Sper, abia aștept să văd și eu! Și în spate, mami, să fie uniform! Da, tati, clar! Așa! Uite așa! Să fie bine! E bine așa, mami? Păi, eu nu mă văd, tati. O să te vezi în scurt timp. Este culoarea părului tău, da, e natural. Exact. Parcă văd ceva aici, într-un lateral. Înțeles. Sunt roșie, că mi s-a iritat pielea de la vopsea. M-am speriat când am auzit de roșie, dar v-am spus să nu puneți mâna fără mănuși pe vopsea. Da, dar noi vrem să te facem așa. Mami, și gata! Acum trebuie să aștept să-și facă efectul. Cam cât, Mara? 20 de minute. Ok. Încă un pic și o să fiu ca nouă. Cu siguranță. Voi, ce părere aveți? Îmi stă bine nuanța asta de șaten deschis? Super, mami! Acum pare mai închis când e ud, dar după ce îl clătesc și îl zvânt cu fionul, va arăta super, abia aștept să mă văd. Dacă vrei, te uscăm noi și te spălăm noi. Ok. Vei avea o surpriză plăcută. Abia aștept. Mami, te lăsăm, da? Să veniți repede, că n-am răbdare. Abia aștept să mă văd. Da, și noi. Repede. Are ce o să zică când o să se vadă? Cred că o să se supere. Eu cred că va fi bucuroasă. Crezi că va fi bucuroasă? Ce realizează cu gura ei că dacă îi mai facem vreo față, se supără. Na. Băi, tu ce crezi că o să spună mami? Cred că o să spună că nu i-am adus oglinda. Corect! Că bine spui, Bri! Și după ce i-a aducem oglinda, ce crezi că o să spună? Am făcut o brad de Crăciun.
Da. Trebuie să împodobesc și gata. Deja are câteva globuri roșii. O să mai vină cățunul, dar la nu. Bine, haide, cred că au trecut 20 de minute. Să o spunem pe mama și să o uscăm. Da. În sfârșit, am obosit așteptându-vă. Haideți, că au trecut, cred că mai bine de 20 de minute. A trecut jumătate de oră. Desfăi codițele și s-o spălăm pe mami, hai. Câte o parte, da? Sau nu contează? Nu contează. Și urechile le simt pline de vopsea. Bine, mami, bine. Spălăm ca la carte. Gata cu șuvițele blonde. Acum și pe cealaltă jumătate. E bine, mami, e cald? E cald, e cald. Mami, să ții ochii închiși, nu-i deschizi decât la final. Nici n-am cum să-i deschizi, toată apa în ochii mei. Așa să faci, mami, așa să faci. Da, 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 timpul prosopul. Gata, mami, puneți prosopul. Gata? Nu mai pot să mă îndrept de spate. Asta prea mult a plecat. Hai în cameră. Mami, eu zic că e bine. Da. Gata, m-am schimbat că m-ați udat toată. Acum haideți și părul. Abia aștept să văd rezultatul. Hai, Teo, hai. Așa, bravo, Mara, bravo. Gata, mami? Gata, mulțumesc. Cred că sunt superbă. Cum e noul meu șaten? E super. Superb. Ce-ați pățit? De ce aveți toți fețele astea? Sunt dalmațian, nu mi-a ieșit bine? Dă-mi repede oglinda să văd. Aaaa! Ce mult îmi place! Cât de tare! Nu cred! Wow! Știi, eu am zis că se îi placă. Și eu care credeam, mami, că o să fii supărată. Să înțeleg că e bine? E neașteptat, dar îmi place. Cum ați reușit să faceți asta? Parcă era o cutie cu vopsea maro. E, magie, mami! Ce tare! Nu cred! Semăn cu Joker! Să-ți fie de bine, mami! Mulțumesc! Mi-a stat un pic inima. Nu mă așteptam, dar îmi place! Vouă vă place? Scrieți-ne în comentarii și dacă vă place, să dați un mare like! Uite cum arată mama cu părul pierd! Roșu, verde, cu șuvițe roșii! S-au mutat! Sperăm că v-a plăcut gluma, fetelor! Și că mie îmi stă bine, nu? Voi ce părere aveți? Scrieți-mi în comentarii! Dacă să rămân așa sau să merg mâine la stilist și să-mi schimb culoarea părului. Tam, tam. Așa că noi v-am pupat. Pa, pa, pa. Și sperăm că v-a plăcut farța noastră. Dacă vreți să mai facem farțe mamei, să strângem 10.000 de like-uri. Alte farse. Nu mai vreau farse. Sper că asta ți-a plăcut. Da, dar putea ieși rău. Puteam fi dalmațian. Le-am coordonat eu. De fapt, eu am făcut toată munca. Că dacă nu era tati, eu vedeam pe mama dalmațian. Ok, v-am pupat! Pa, pa! Pa!